Sistem a încercat să îmi amintește pe trecute cu privire manioase, deci a încercat să se ating calea pe aici, pe acolo, pe acolo, chiar îl ia și mă împingea în rătul sau pe șicare, pe șicare, să ne învățase cu amor. Apoi făcusem pe supăratul și nu mai reduse nicio importanță, dar nici poate nu mi-a mers. Așa că începuse curând să mă consolez de inimă, pentru că în iarnă, regreită seară de seară, cu toate detaliile ei, însoțită de o durere în plântece, dar nu lăsa vreme de rugat în tot, este un simplu accident de existența mea, pe care trebuia cât mai grav în să-l fac uita. Iar Aventei, care în sfârșit acel cuvânt cu prilejul petrecerii de inaugurarea noi locuințe, îi răspunsese că San Poro are un tem al ei de acumii și că tangențele pe care o cantoare mai toată s-a încălzat față de mine, în prezentul altora, n-are o fac loc decât să mă pună în încălcătură spre halul celor din preajă. Consecința lipsei de interes a mătușei oror față de mine, simulată sau nu, a fost că se deosebire de majoritatea celor ce trecuse prin experiențe similare, este aflate din conversația orice. Am revenit încetul cu încetul cu picioare pe pământ și m-am îndrăjit să învăț de prepararea examenelor. Singura disciplină la care o studia prea bine era chimia, cu ceilalți o scoteam mai mult decât acceptabil la cap. Pe la începutul lunii mai, ne dădusele liber să ne pregătim cum credeam fiecare candidat de credință, iar eu ziceam mai puțin cu tot cinci linia alocat, încă trebuie să vedeam până eroniei să-mi cadă să vorbesc despre glucoză. Mesir G. se oprise după aceste cuvinte și început să râde de unul singur. Probabil că evocarea îi stimulase și alte aducerea minte, amuzante unele, căci știam asta și eu prea tine, multe lucruri care se fac grave la un moment dat, pe măsură ce cel important a ajuns să ne mai crească doar sânge. Ex parcă am ghicit de gândul Mesir G. Totuși să nu mungeți vorba cu detalii și multe dintre ele ieșe, însă fără prea mare legătură cu ceea ce voiam să spun la urma urmei. Îl citesc de față cu veritate, dar știu că nu te voi satisface vorbindu-l despre școală și profesor sau despre înătângii mei colegi, despre examene și așa mai departe. Astea toate s-au curvat de mult în bogatul nostru imperator pe această temă, încât de câte ori mai dăm pe aici pe acolo despre alte de lucruri care se vrea de treba primi. Important, din perspectiva vreodei mele, de acum se pare doar faptul că viața cea noastră, drum dedicat, împotriva tentaților vieții studiului, s-a curvat brusc într-o zi când nu prea vreau cu totul neașteptată. În toate s-au dat peste cap și existența mea a focat iarăși pe primul care căduse să mi se înfunde la un moment dat. Pusese una dintre acele zile cărora le ținute o mulțime de detalii. Îmi amintesc bine de atunci așadar, că la un moment dat se vorâse din camera mea cuvântul să-mi fac o cafea și niște sandwich-uri în bucătărie, fiindcă mă răzbise către seară foamea. Când am auzit dinspre salonașul de primire din vecinătatea polului muzică emisă de gramofon. Aveam în casă mai nou un gramofon de ultimul tip, din acela cu motor, cum se zicea, de fapt un fel de mecanism care ce-o ceasornic, care făcea ca plăcut la aparat și se trimite un import, după ce îi era învățită manivela de punere în funcțiune. Aveam și mai multe discuri de monită marca Odeon, pe care se aflau prezentate piese de Rossini, Schubert, Suppé, Liszt, canțiunițe de ale lui Caruso și altele, pe care le-am ascultat cu diverse ocazii, mai ales cavaleria ușoară a lui Suppé, foarte frumoasă, cu ritmul ei cătăresc, cu siguranță frumos. Asta se și auzea, cu vertura aceea lui Suppé. Motiv pentru care încetinise în pașă, întrebându-l și nu asculta, pentru că om că stea lipsea de acasă, anunțase pe dimineață că urma să trece pătrâul la Sinaia și că se va întoarce cu gradul târziu. Iar în absența lui om că stea, nu folosea gramofonul, fiindcă în curând acesta se va striga, la fel ca orice obiect făcut de mâna mea, ne explicase odată. Și nu avea chef ca Serge, care era fascinat de mașinăria lui, să-i facă o scenă din această pricină. Deși, după câte știam, el nu-i s-a putut niciodată vreo scenă până atunci. Auzind eu așa muzica aceea, îmi spusând că pe tatăl lor a apucat de sigur o pericură inițială, din moment ce pornise totul la locurul și pe loc mă susțise în voie, se bat la ușă și pretexte că nu puteam rezista nici eu sunt tatăl și de-a reasculta pe suspect. Nu mi se răspunsese, probabil că sunetul muzicii acoperea bătaia mea nu de ajunge puternică, totuși în frate,
E putut îmi imagina că pretextul meu s-ar putea fi luat în seamă. În căpere se aflau trei persoane. Stan Toror, o doamnă necunoscută foarte atrăgătoare, într-o ținută de vigilegeatură și un tânăr cam de vârsta mea cu părțuri de orta, care ședea în vecinătatea gramofonului. În final, cuvărită pe în direcția unei acestea.